Rămânem așa în picioare și vom deschide Biblia noastră la Luca, la capitolul 13. Luca 13. Pagina Bibliei, traducerea Cornelescu, 1007. Luca 13, vom citi de la 6 la 9. Luke 13, verse 6. Să ascultăm cuvântul Domnului. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă rog să opați locurile. Vreau să mulțumesc worship team-ului pentru conducerea în închinare. Vreau să-i mulțumesc lui Andrei. Andrei, thank you for coming. Totdeauna când ești aici se aude. Yes. God is good. Și îți mulțumesc pentru dragostea ta, pentru Biserica Agape, pentru faptul că ne ajuți la închinare și este bine să fim împreună. Ultima duminică din 2013 și una din amintirile pe care le am eu de când eram un copil așa cum este Jonathan și alți copii din serile de Revelion de la Târgu Mureș era faptul că la fiecare Revelion frații citeau acest text. Pilda smochinului neroditor. Și în fiecare an auzeam același subiect tratat, bineînțeles. Și anul acesta, gândindu-mă oare ce o să predic, m-am oprit asupra acestei pilde, din care aș vrea să aduc un cuvânt spre zidirea noastră a tuturora. Este un timp de evaluare, este un timp în care fiecare din noi ne gândim și ar trebui să ne gândim cât de trecători suntem. Este un timp în care ne măsurăm fiecare spiritual, nu? Cel puțin așa trebuie să facem un assessment, o evaluare. Și este bine oarecum ca să ne măsurăm, dar depinde care sunt termenii noștri de comparație. Vedeți, noi am citit pilda aceasta, dar pilda, de fapt, este legată de ceea ce scrie de la versetul 1 la 5. Aș vrea să o rog pe Camei să mă ajute să citim de la versetul 1 la 5. Și înainte ca să citesc aceste 5 versete, acum, mai ales la sfârșit de anul, o să vedeți și la televizor când ne uităm, sunt the main events of 2013, evenimentele majore din anul 2013. Și printre acele evenimente o să vedem masacrul de la maratonul din Boston, nu? Alte împușcături de la nu știu ce școală, alte și alte lucruri, explozia și adică terorismul de la mall-ul acela din Kenya, de exemplu. Și când am auzit, ne-am îngrozit și haide să recunoaștem, ne-am gândit ce bine că n-am fost și noi acolo. Nu? Sau pe de altă parte, poate în inima noastră s-a strecurat, măi, oare cu ce-o fi greșit oamenii aia de a îngăduit Dumnezeu ca să moară? Uitați ce scrie versetul 1, începând cu versetul 1. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Este vorba despre ceea ce Pilat a făcut când a omorât pe niște galileeni care au venit să aducă jertfe, însă Pilat a crezut că o să se ridice la o răscoală și a omorât cu o cruzime rară. Și Domnul Iisus Hristos le spune, pentru că a știut ce au în gândul lor. Voi credeți că sunteți mai buni decât acei galileeni? Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Versetul 4. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam, iată un accident, nu?
și i-a omorât. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Și apoi Domnul Iisus Hristos, ca să le ilustreze mai bine ceea ce a vrut să spună, zice, apoi le-a spus, versetul 6, pilda aceasta. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. Și acum începe să le spună pilda smochinului. Un smochin arată cam așa. Și mă gândesc, cam așa arăta smochinul despre care Domnul Iisus Hristos le-a vorbit. Câți dintre dumneavoastră aveți un smochin acasă? Ridicați mâna. Au rod? Au, că dacă n-ar avea rod, n-ar mai sta acolo, nu? Mie un frate scump din biserică mi-a adus odată, a venit la mine cu un troc și mi-a adus un smochin așa de vreo 3 metri, cu rădăcine, cu tot, încă avea și vreo 2 smochine pe el. Și l-am plantat pe pantă. Cei care au fost la mine știți că în spate am o pantă. Și l-am udat și l-am udat și l-am udat. Nothing. Și după 2 ani l-am smuls afară. L-am tăiat. Pentru că n-a prins rod. Dar mai am acasă încă 2 smochini mici. Numai atât au fost de mici. I-am pus și anul acesta parcă a fost anul explozie. Unul a crescut mai mare decât mine. E o bucurie când vezi cum crește. Ei, Domnul Iisus Hristos le vorbește acestor oameni de smochinul acesta și le dă o pildă. Noi, aici la Agape, v-am mai spus cu altă ocazie, dar vreau să mai spun, pildele, ce sunt pildele? Cineva dădea o ilustrație, o definiție așa de bună a pildelor. Pilda este o istorisire pământească despre o realitate cerească. Domnul Iisus Hristos spune ceva de aici, din realitatea noastră pământească, pentru a ilustra ceva ceresc sau spiritual. Sau, este o altă definiție și mai bună, este o fereastră prin care îl vedem pe Dumnezeu și o oglindă în care ne vedem pe noi înșine. Este o fereastră prin care vedem și învățăm ceva despre Dumnezeu și asta vreau să învățăm în această seară, dar totodată aș vrea ca această pildă să fie o oglindă în care ne vedem pe noi înșine. Smochinul acesta poate fi interpretat ca fiind Israel, dar haideți în această seară să-l interpretăm și să ne vedem pe noi înșine în poziția acestui smochin. Și Biblia ne spune, Psalmul 1, versetul 3, că omul care este credincios, neprihănit, este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, își dă rodul la vremea lui. Avem atâtea și atâtea exemple în Biblie în care noi suntem asemănați ca un pom. Și haideți să ne gândim puțin la smochinul acesta într-un mesaj pe care l-am intitulat Vremea Evaluării. Vremea Evaluării. Pentru că la sfârșit de an este bine să ne evaluăm. Și primul lucru care vreau să-l notăm aici este privilegiul smochinului. Privilegiul smochinului. Vedeți, ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici că un om avea un smochin. Eu am pus în traducerea corectată, Cornilescu, zice plantat în via sa. Aici Cornilescu a pus sădit în via sa, plantat în via sa. Ei, smochinul acesta era un smochin privilegiat. Avea niște privilegii. Așa cum noi, cei care stăm acum în casa lui Dumnezeu, avem niște privilegii. Care erau privilegiile acestui smochin? Am punctat 3 acolo pe care le aveți pe în insertul acesta de predică. Avea o așezare specială. A special location. Smochinul acesta nu era ca un alt smochin care creștea pe marginea drumului. Pentru că erau mulți smochini care creșteau pe marginea drumului. Smochinul acesta era plantat într-o vie. Și viile, în vremea aceea, erau împrejmuite, erau protejate, erau irigate. Erau ca niște grădini. Pomul acesta era plantat acolo cu un scop bine definit, pentru că stăpânul avea un plan bine definit în minte. Noi creștinii avem un privilegiu deosebit datorită așezării speciale pe care o avem. Dumnezeu ne-a plantat în casa Lui.
Dumnezeu ne-a plantat în trupul Domnului Iisus Hristos. Noi nu suntem aici pe pământul acesta la întâmplare. Nu, nu. Și dacă ești în seara aceasta la biserică, tot nu ești la întâmplare. Există un motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit să fii aici. Dumnezeu m-a creat, Dumnezeu te-a creat cu un scop bine definit. Dumnezeu ne-a pus în via Lui și beneficiem pentru faptul că suntem în via Lui, beneficiem de dragostea Lui. Avem ocazia de a-L cunoaște pe El, avem ocazia de a auzi cuvântul lui Dumnezeu, beneficiem de protecția lui Dumnezeu. El este Dumnezeul care ne protejează. De aceea nu ne îngrijorăm așa cum se îngrijorează alții atunci când vin necazurile și bolile peste ei. Așezare specială. Un alt privilegiu a fost o îngrijire specială. Fiind în vie, pomul acesta a beneficiat și de o îngrijire specială. Vierul, grădinarul, a avut grijă și de el. I-a mai pus apă în pământul acela secetos al Israelului. Poate din când în când i-a mai tăiat și din crengi. Alți smochini care creșteau pe marginea drumului nu beneficiau de nicio îngrijire. Nimic. Însă smochinul acesta a fost privilegiat. Pământul era mai fertil. Frați și surori, iubiți prieteni, noi suntem aici deoarece Dumnezeu ne-a luat de pe marginea drumului. N-am vrut să spun de pe drumuri, dar nu era greșit. Dumnezeu ne-a luat de pe marginea drumului. Dumnezeu ne-a luat de acolo de unde eram expuși tuturor problemelor. Dumnezeu ne-a luat dintr-un pământ pietros. Dumnezeu ne-a luat de acolo de unde era secetă, de unde nu beneficiam de apa vieții. Dumnezeu ne-a luat de acolo de unde este păcat și ne-a plantat în via sa și ne-a schimbat viața în mod radical. Am beneficiat, la fel ca și smochinul acesta, de o îngrijire specială. Și apoi smochinul acesta a beneficiat, și poate că lucrul acesta este cel mai important, a beneficiat de o îngăduință specială. De o îngăduință specială. Ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Zice, a venit stăpânul și a zis, uite, sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Oare de câți ani a plantat omul acesta smochinul? Zice, sunt 3 ani de când vin și caut și nu găsesc. Oare de câți ani? Găsim în cuvântul lui Dumnezeu că atunci când poporul lui Israel trebuia să se așeze în Canaan, trebuia să planteze, după ce plantau pomii, 3 ani de zile să nici măcar să nu se atingă de roadele lor. În 3 ani de zile nici măcar să nu se atingă de roadele lor, pentru că erau considerate interzise, adică netăiate împrejur. 3 ani de când se ajungea la maturitate, de când dădea primul rod, 3 ani de zile n-aveai voie să mănânci. Zice, în al 4-lea an, roadele erau închinate Domnului. Și după aceea, începând cu anul al 5-lea, puteai să te atingi de roade. Din dicționarele biblice aflăm că un smochin are nevoie de 3 ani de maturitate. Deci 3 ani, dacă l-a pus când a fost mic, 3 ani au trecut, n-a fost matur destul ca să aducă rod. După 3 ani trebuia să urmeze 3 ani în care roadele sunt necurate. Și mă gândesc că omul acesta a așteptat 6 ani, nu s-a întâmplat nimic. Și a zis, nu-i nimic, al 7-lea an vine și în al 7-lea an rodul ăsta e a Domnului și va trebui să aducă roadă. A așteptat al 7-lea an nimic. După aceea au urmat alți, mă gândesc, 2 ani cel puțin. Al 3-lea an, de când trebuia să aducă rod neapărat, 9 ani au trecut de când smochinul acesta a fost plantat. Nimic. Nimic. Îngăduință specială. Aș vrea să te întreb în această seară și mă întreb și pe mine.
De câți ani ne-a plantat Domnul în via Lui? Și de câți ani am primit îngăduință specială de la Domnul? De câți ani? Spune aici, sunt 3 ani de când am venit să caut rod și n-am găsit. Și cum au aplicație la Biserica Agape, de câți ani suntem noi ca Biserica Agape? 3 ani și jumătate, nu? Și dacă Domnul caută rod la fiecare din noi în parte, la pomul acesta, la fiecare ramură, găsește rod. Găsește rod. Eu zic că da, dar Dumnezeu cunoaște mai bine. Îngăduință specială. Dacă ești în această seară aici pe bancă, ești aici pentru că Dumnezeu ți-a acordat îngăduință specială. Dacă sunt în această seară în casa lui Dumnezeu, înseamnă că am beneficiat de îngăduință specială, așa cum a beneficiat și acest smochin. Nu ești fericit că Domnul ți-a mai dăruit un an? Dincolo de toate urcușurile și coborâșurile vieții, pe munte sau în vale, bucurii sau necazuri, biruințe sau înfrângeri, zile bune sau zile rele, am avut parte să încheiem un an de zile. Încă un an în lumea celor vii. Încă un an pe care îl sfârșim 6 feet above, not 6 feet under. Amen? Amen. Încă un an de har, încă un an în care am beneficiat de protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu. Încă un an. Încă un an pe care Domnul ne l-a dat. Nu l-a meritat niciunul din noi. Și nici nu meritam. Privilegiul smochinului, privilegiul creștinului, privilegiul meu și privilegiul tău de a fi în casa lui Dumnezeu, de a beneficia de îngrijirea lui Dumnezeu și de a beneficia de îngăduința lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu. Asta este mare lucru. Dar noi citim și, ok, o pildă, nu? Haideți să mergem mai departe, number two. Haideți să ne uităm la pretenția stăpânului. Stăpânul are pretenții. Știți, noi zicem despre oameni, măi, ăsta e cam pretențios. Și e adevărat, unii oameni pot să fie prea pretențios, dar când Dumnezeu are pretenții, pretențiile Lui sunt fondate, nu? Spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit să caute rod în smochin, versetul 6, și n-a găsit. Și apoi versetul 7, atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Stăpânul are niște pretenții. A venit stăpânul să caute rod. Și știți care sunt pretențiile stăpânului de la smochin și apoi aplicate la noi? Vă spuneam azi dimineață că vreau să mă obișnuiesc cu ochelarii ăștia, o să-mi iau jos, pun sus. Pretenția stăpânului, una din ele este producție. Nu promisiuni. Producție, nu promisiuni. A venit să caute roadă în el, dar n-a găsit. Știți ce este interesant? N-am mai văzut niciodată, dar acum când mi-am pregătit mesajul acesta, am citit în comentarii și am văzut că în Palestina smochinul are fruct 10 din cele 12 luni ale anului. Din 12 luni ale anului, 10 luni, smochinul are fructe. Și a venit stăpânul să caute. Și verbul acesta, să caute roadă în el, denotă o căutare intensă. De ce oare? Și cei care avem smochin acasă știm, cei care aveți smochin mai mari, mai știți că are niște frunze frumoase. Și ne amintesc de un alt eveniment când Domnul Iisus Hristos a blestemat un smochin. De ce? Pentru că avea frunze și nu avea fructe. De altfel, noi știm și am auzit multe predici în care ni se spune că prima dată apar fructele și apoi apar frunzele. Cu siguranță când ni se spune că a venit să caute roade în el, smochinul acesta avea o grămadă de frunze, frumoase, mari, verzi, extraordinar de frumoase. Și avea frunze înseamnă că trebuie să ai și fruct. Avea frunze,
Însemna că promiți să ai ceva. Și când a început stăpânul să dea la o parte, n-a găsit nimic. Frați și surori, trăim în lumea aceasta, chiar creștină, chiar în mijlocul comunității creștine și trebuie să privim fiecare în viața noastră. Frunzele ne fac să arătăm bine de la distanță, nu? Amin, te uiți la un pom și vezi, uite ce coroană frumoasă ai, uite ce grozav e, măi, dar ce băia bun e, fratele Crinișor, mai ales că e aici la sus, la Amvon, ce bine, sau nu bine, predică. Dar când începi să cauți printre frunze, dacă nu găsești fruct, atunci ai o problemă. Atunci ai o problemă. Și noi creștini așa de ușor putem să alunecăm în panta aceasta. Să promitem mult, dar să nu avem de fapt nimic. Să avem numai frunze. Să arătăm bine pe internet, probabil, nu? Dar noi, nu o să ne lipsească fructul. Este așa de ușor să cădem pe această pantă, să afișăm ceea ce nu suntem, să ne punem zâmbetul de biserică, să folosim vorbele care trebuie. Dar oare cel care vine în inspecție, cel care vine și caută fructul, va vedea fruct la noi? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, de oameni te mai poți ascunde, dar de Dumnezeu nu te poți ascunde. Și când vine Domnul, și îmi se uită la viața mea, vrea să vadă roada. Și roada Duhului este dragostea. Cu asta începe, cu agape. Și roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe. Dacă dragostea ne este prezentă atât acasă, în familie, cât și la biserică. Dacă roada Duhului se vede între tine, între relația dintre tine și soția ta, by the way, că acolo începe. Între mine și copiii mei, că acolo începe. Dacă Domnul vrea să vadă dacă îl iubim îndeajuns ca să petrecem timp cu el în rugăciune și în studiu biblic. Apropo, Biserica Agape, anul acesta ce am parcurs? Anul acesta mainly? Despre ce am predicat, ce am studiat? Disciplinele spirituale, care sunt discipline menite să ne ajute să ne apropiem mai mult de Domnul, să avem mai multă roadă. Și m-am gândit odată, dar nu o să fac lucrul acesta. Am vrut să întreb și în mintea voastră, ridicați mâna, toți cei care terminați Biblia, măcar citită anul ăsta, de la cap la coadă. Întreabă-te dacă ai citit-o. Dacă am petrecut destulă timp în rugăciune înaintea Domnului, dacă am ajutat, dacă nu cumva credința mea s-a oprit la portofel, când e vorba de bani, gata, nu mai dăm. Dacă nu cumva religia mea a fost numai de pe buze și n-a fost din inimă. Și Dumnezeu știe, El vede ceea ce nu vede nici păstorul, nici cel de lângă tine. Dumnezeu vede, poate să pătrundă înăuntru, pentru că El vrea producție, nu promisiuni. Apoi ce mai vrea Domnul? Domnul vrea contribuție, nu consumație. De ce să mai ocupe pământul degeaba? De ce să mai ocupe pământul degeaba? Smochinul acesta, în loc să contribuie la producția viei, la producția grădinii acestui om, doar consuma, trăgea seva dintr-un pământ lucrat de grădinar, trăgea mineralele, consuma din apa ce era destinată viei. Și aș vrea să te întreb în această seară, în anul acesta 2013, ai contribuit cu ceva în via Domnului sau ai fost numai un consumator? Ai contribuit? Am contribuit? 1 Corinteni 12:7 ni se spune, este vorba acolo de darurile Duhului Sfânt, dar spune și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Înseamnă că atunci când vin la casa Domnului, când sunt pus în comunitate, înseamnă că trebuie să dau, să contribui, nu să consum numai.
În trupul lui Hristos, întrebarea unui credincios matur trebuie să fie nu ceea ce pot să beneficiez eu de pe urma bisericii, ci ce poate să beneficieze biserica, trupul lui Hristos, de la mine, prin mine, de pe urma mea. Contribuție, nu consumație numai. Și apoi, în al treilea rând, care este pretenția lui? Și aici deja este mai sever stăpânul. Văzând care e situația, stăpânul ia o decizie și el spune: înlăturare, nu înșelare. Înlăturare, nu înșelare. Taie-l! De ce să mai ocupe pământul degeaba? Am avut răbdare destul. Nu mai are rost să mai înșelăm pe alții. Nu mai are rost să ne amăgim, să credem că pomul ăsta este un pom roditor. Nu mai are rost, ăsta are numai frunze. Și știți care e problema cu frunzele? Știți care e problema cu frunzele? Unde, fratele Pavel Jivan? Unde ești? El este voluntarul nostru, care de când s-a deschis biserica, el taie iarba, mătură frunzele. Frunzele fac mes și trebuie curățate și trebuie adunate. Și surorile de la ospitalitate știu că sunt unii frați și surori care mă frunze lasă după ei. Și alea trebuie curățate. Nu? Că e ușor să fii consumator și să nu contribui cu nimic, nu? Și stăpânul spune: pomul acesta îmi face un deserviciu. Se înșeală singur, îi înșeală și pe alții. Pomul acesta nu arată și nu delivers, nu produce. Și când alții îl văd, el dă o imagine falsă. Vedeți, oamenii când se uită la noi trebuie să vadă vieți schimbate în noi. Oameni schimbați, familii schimbate, mărturie bună pentru cei ce doar trec prin vie sau pe la marginea viei. Când vede cineva pe un frate, pe o soră, de la Agape sau, mă rog, de la oricare biserică, trebuie să spună: extraordinar, domnule, ce om! Extraordinar, aș vrea să fiu și eu ca și omul acesta! Așa un Dumnezeu vreau să slujesc și eu! Dacă spunem că facem parte din via lui Dumnezeu, trebuie să ne comportăm ca și cum am fi niște oameni care au roadă. De fapt, trebuie să avem roadă. Dar nu putem să ne comportăm la fel ca și oamenii din lume. Dacă vizionăm aceleași filme murdare, dacă vorbim aceleași cuvinte urâte ca și ei, dacă facem aceleași lucruri care nu sunt îngăduite de cuvântul lui Dumnezeu ca și ei, în loc să-i apropiem de Dumnezeu, îi ținem la distanță. Și știți ce o să spună? Decât să fiu un pocăit ca el, mai bine nu mă pocăiesc niciodată. Și Dumnezeu, când vede un asemenea pom, știți care, ce zice? Remove it, replace it. Înlăturare. Nu vreau să mai înșele pe nimeni. Nu vreau să înșele pe nimeni. Este destul de tough mesajul meu și vă gândiți: vai, dar acum de mustrare avem nevoie. Fratele Sandu ne-a mustrat un pic azi dimineață. Fratele Crinișor iară mustră. Chiar așa de răi suntem? Nu suntem răi. Suntem tare buni. Nu. Dar mergem mai departe. Și vedem când stăpânul a avut aceste pretenții și când stăpânul a luat această decizie, mergem în al treilea rând și vedem care este rugămintea vierului. Pentru că intervine cineva. Intervine cineva. Versetul 8. Însă acesta, adică vierul, i-a răspuns: stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, iar eu voi săpa în jurul lui și îi voi pune gunoi. Poate că de acum înainte va face roade, dacă nu, îl vei tăia. Acum, ce am omis să spun și cred că este așa de obvious, este că stăpânul este Dumnezeu Tatăl, vierul este Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos, vierul, el care are grijă de grădină, el, când Dumnezeu Tatăl se uită înspre mine și se uită înspre tine și spune: crinișorul nu prea are fructe, sau cu tare și cu tare nu are roadă, vreau să-l tai. Vine Domnul Iisus Hristos și el are rugăminte. Și din rugămintea asta a vierului am punctat patru lucruri. Primul lucru, milă.
În rugămintea asta, în rugăciunea aceasta, se vede milă și spune: Stăpâne, mai lasă-l și anul acesta. Ai milă, Doamne, de acest pom. Știți de ce? Pentru că uitându-mă în pilda asta, stăpânul, el poate locuia altundeva și venea așa din când în când în grădină și își inspecta grădina. Dar grădinarul, a fost odată la un grădinar din ăsta împătimit? Eu am fost ieri la cineva care îi place așa de mult să aibă tot felul de pomi. Și în dreptul fiecărui pom mă întrebam: dar ăsta ce-i? Ce-i ăsta? Și îmi spunea: ăsta e așa, ăsta e așa, ăsta e așa. Îi plăcea pentru că a investit. Își cunoaște fiecare pom. Mai mult, s-a legat de pom. Parcă e parte din el, din familia lui, nu? Am un pom. Și îl vedem pe vier făcând o rugăciune și spune: ai milă de el. Și vedem pe vier spunând: auzi, stăpâne, nu te uita la ultimii 3 ani din viața acestui pom. Uită-te la viitorul acestui pom. Și vine Domnul Iisus Hristos la Dumnezeu Tatăl și spune: auzi, nu te uita la ultimii 3 ani ai lui Crinișor. Nu te uita la ultimii 3 ani al lui Beni Mocanu, al lui Gigi Poenar. Nu te uita la ei. Uită-te la viitor. Fie-ți milă, Doamne. Ai milă. N-ai vrea ca Domnul Iisus Hristos să spună același lucru și despre tine? Nu te uita la ultimii 3 ani, sau mă rog, 30 de ani, 20 de ani. Uită-te în viitor. Mergem mai departe și vedem aici, în rugăciunea acestui vier, vedem investiție. Zice: iar eu voi săpa în jurul lui și voi pune gunoi. O să investesc în anul acesta în mod special în acest pom. Voi săpa în jurul lui, voi face pământul și mai moale și voi pune gunoi, manure. Ați avut un vecin care și-a pus gunoi la pomi? Cum e? Miroase. Ați pus odată gunoi? Trebuie să-ți iei mănuși. Credeți că acum 2000 de ani grădinare aveau mănuși? N-aveau, au pus cu lopata, cum mai punea cu mâna. Grădinarul acesta spune: o să mă murdăresc pe mâini, o să investesc, o să am grijă în mod special de crinișor anul viitor. O să-i pun gunoi la rădăcină. Vedeți, asta este contrar principiilor din lumea de astăzi. Cine investește în lumea de astăzi în losers? Cine investește într-o companie care cade, care merge, care e falimentară? Cine? Nimeni. Cine investește într-un tânăr care tot timpul a dezamăgit? Cine? Nimeni. Știți cine? Numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Nu contează câte falimente ai avut, câte eșecuri ai avut. It doesn't matter. Vine Domnul Iisus Hristos și spune: auzi, o să investesc eu în el. I'm willing to get involved in some mess to save this fig tree. I'm gonna get involved in this mess. Dumnezeu este gata să se murdărească în ghilimele, nu de păcat, să nu cumva să credeți lucrul ăsta, să coboare în mizeria în care suntem noi pentru a ne face roditori. Va trebui să umble la rădăcină, acolo unde nu se vede, că de acolo vin problemele. De acolo vin problemele. Că rădăcina nu se vede, ea e înfiptă în pământ și acolo, aia nu vedem noi, vedem numai frunzele, corona frumoasă, dar trebuie să umble la rădăcina noastră, la viața noastră ascunsă. La viața pe care tu nu o cunoști despre mine, viața pe care eu nu o cunosc despre tine. Pentru că de acolo pornește totul. Dacă e ok rădăcina, va fi totul ok. Îmi amintesc că la începutul anului am citit din Efeseni capitolul 3 și unul din puncte, m-am dus înapoi la predica mea și unul din puncte era despre Efeseni 3:17, Cami. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Și rugăciunea lui Pavel și rugăciunea noastră a fost ca Domnul să ne dea adâncime spirituală pentru superficialitatea noastră. Adâncime spirituală pentru superficialitatea noastră. Acolo, la rădăcină, să lucreze Domnul. Și de acolo, dacă pornești totul de la rădăcină, se va schimba.
se va schimba multe. El este gata să investească în mine și în tine. Investiție. Și apoi mai spune ceva Domnul Iisus Hristos acolo. Speranță. Ați trecut prin momente în care cei din jur, poate cei apropiați de voi, poate soțul tău, soția ta, prietenul tău cel mai bun, să spună, I have lost hope in you. Am pierdut orice speranță. Tu ești gata, ești terminat. Uite ce spune Domnul Iisus Hristos acolo în versetul 9. Poate că de acum înainte va face rod. Poate că de acum înainte va face rod. Îți mai dă o șansă lui Crinișor. Mai dă o șansă lui Eddie. Mai dă o șansă lui Dani Burlea. Ești pe aceeași linie, Dani. Mai dă o șansă lui Mircea. Poate că de acum înainte va face rod. El are speranță în noi. Dumnezeu nu și-a pierdut speranța în tine. Dumnezeu nu și-a pierdut speranța în tine. Noi avem câteodată și ne gândim, oh, cu tare, bă, ăla e gata, domnule, păi ăla dacă n-a fost, a fost la biserică, a făcut atâtea prostii, a făcut cu tare și cu tare. Ăla merge la agape? Femeia aia merge la agape, forghere, na, asta îi lasă-mi, gata, nu? No. Dumnezeu nu și-a pierdut speranța în tine și în mine. Ce bine este lucrul acesta. Cât de minunat este lucrul acesta. Și apoi știți ce mai este acolo? Asta mi-a plăcut mult. Risc. Risc. Vedeți, în zilele acelea era obiceiul ca grădinarul să fie plătit din recolta grădinii. Era plătit în parte, spunem noi, în Ardeal. Adică faci 2 tone de porumb și de așa și din 2 tone, 10% e acelui care a îngrijit sau 20% sau mă rog. Poate că grădinarul acesta era plătit în parte, era plătit un coeficient, o proporție, un procentaj din ceea ce se producea. Și bunăstarea lui, câștigul lui depindea de recolta care o avea. Și dacă era un grădinar rău, știi ce spunea? Stăpâne, asta am vrut să spun și eu, stăpâne. Auzi, stai-l jos cât mai repede. Dar repede! Și hai să punem în loc la smochinul ăsta, să punem cu tare și cu tare și cu tare și să vezi tu cât de mulți bani o să faci. Nu. Grădinarul este gata să riște. Să nu câștige nimic. Să nu facă bani. E gata să riște pentru a putea să dea o șansă acestui smochin. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. A venit pentru omenirea aceasta, pentru oamenii pierduți în păcat și a riscat. A venit pe pământul acesta, a murit pentru noi. S-a murdărit pentru noi. S-a sacrificat pentru noi. S-a lăsat El tăiat în locul nostru. El a murit pentru noi. Și acum mijlocește pentru noi, pentru fiecare. Mai lasă-L și anul acesta. Poate. Poate că o să aducă rod de acum încolo. Poate că o să aducă rod. Și încheie acum. Cam mai pune, te rog, versetul 9. Versetul 9 este ultimul verset din această pildă. Poate că de acum va face rod, dacă nu, îl vei tăia. Pilda asta n-are sfârșit. N-are concluzie. Oare ce s-a întâmplat cu pomul acesta? L-a tăiat sau nu l-a tăiat? A dat smochine sau n-a dat smochine? Și noi suntem lăsați așa fără niciun răspuns. Pentru că, de fapt, răspunsul trebuie să-l dăm noi. Trebuie să-l dai tu și să-l dau eu. Să-l dăm noi toți. Și, în concluzie, ne uităm la responsabilitatea cititorului. Responsabilitatea cititorului. Care e responsabilitatea noastră? Noi va trebui să răspundem și să încheiem pilda aceasta. Pilda asta se încheie pentru mine și pentru tine cu ceea ce vom face noi. Vine Domnul Iisus Hristos să caute roadă în pomul nostru. Și am ales aici câteva lucruri care să ne le amintim. Responsabilitatea noastră este să nu uităm că ocupăm un loc împrumutat.
locul în care stăm, pământul acesta, locul în care Dumnezeu ne-a pus, nu este al nostru. Noi trebuia să fim pe marginea drumului. Este un loc împrumutat. Și într-o zi, după 70, 80 de ani, 90 de ani din viață, vom pleca. Nu vom mai ocupa locul acesta. Locul este împrumutat. Suntem aici pentru o vreme, într-o zi îl vom părăsi. Suntem puși în via lui Dumnezeu. Anul acesta m-am gândit, doi dintre noi au plecat. Fratele Otila și fratele Florea Manea. Au plecat la Domnul. Ocupăm un loc împrumutat, nu e al nostru. Un alt lucru, poate și mai important, trăim într-un timp luat cu împrumut. Mai lasă-l încă un an. Asta este o expresie pe care sora Lenuța Boro știe, pentru că, așa cum azi dimineața am mărturisit aici și știm că a suferit cu cancer, este o expresie a celor care trec prin cancer și they say, I'm living on borrowed time. Pentru că un om care a trecut prin necaz, prin boală, printr-o boală atât de cruntă, își dă seama și după ce s-a făcut bine, că fiecare zi este un dar de la Dumnezeu. Își dă seama de lucruri de care noi, care suntem sănătoși, sau care credem că suntem sănătoși, uităm că trăim în timp luat cu împrumut. Este timpul pe care ni l-a dat Domnul Iisus Hristos. Este timpul pentru care Domnul Iisus Hristos i-a zis poate lui Dumnezeu Tatăl, auzi, mai lasă-l încă un an. Încă un an din viață. Mai dai încă un an. Dar ce să facem cu timpul acesta? Cu timpul acesta trebuie să aducem roadă. Vă amintiți ce am citit înainte? Despre galileenii ăia care au murit. Domnul Iisus Hristos spune, credeți că au fost mai păcătoși decât voi? Roadele pocăinței să se vadă în viața noastră. Și apoi noi ca cititori trebuie să ne dăm seama de un lucru. Că Dumnezeu nu este interesat de un an nou. Pe El nu-L interesează anii. Pe El îl interesează un pom nou, un om nou. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. El nu măsoară vremea în ani, în zile. He's concerned about a new you, not a new year. Un om nou. Noi ne bucurăm de un an nou. El se bucură de un crinișor nou, de un Sandu Danciu nou, de un Nelu Petianu nou. El se bucură de un tine, de un om nou. Și în această seară ne îndeamnă să ne gândim, nu vom trăi veșnic pe acest pământ. Va veni o zi în care ne va chema acasă. Și dacă acum, în seara aceasta, este un timp al evaluării, în care Domnul Iisus Hristos încă mai mijlocește pentru noi. Dacă acum, în această seară, în mijlocul judecății mai există milă, pentru că acum Dumnezeu se uită la mine și sine și spune, poate nu este destulă roadă în viața lui Crinișor. Vine Domnul Iisus Hristos și spune, auzi, mai lasă-l încă un an. Acum încă mai este milă. Va veni o zi în care, în mijlocul judecății, nu va mai fi milă. Domnul Iisus Hristos nu va mai spune, nu. Și nu vreau să speriu pe nimeni, este doar o realitate. Și acum la sfârșit de an, trebuie să ne gândim că va veni o zi în care răbdarea Lui se va sfârși. Pășim într-un an nou. Și în anul acesta nou este necunoscut pentru noi. Dar Domnul Iisus va face tot ce va sta în putință ca să ne schimbe. Și poate va trebui să lucreze la rădăcină. Poate va duce un necaz în viața noastră. Va trebui să pună gunoiul acela al necazului, al suferinței, care miroase urât. Dar dacă o va face, o va face pentru binele nostru. Vor veni necazuri, vor veni probleme, dar atâta vreme cât El este cu noi, atâta vreme cât mâinile Lui
sunt acolo în solul acela, la rădăcina noastră. Lucrul acesta ne va da speranță, ne va da bucurie. Vom avea credința că alături de Dumnezeu Hristos vom putea să răzbim și prin anul acesta care ne stă înainte. A trecut un an, un an ne stă în față. Nimeni nu știe ce aduce anul. Știm însă că Domnul Iisus Hristos este cu noi în necazuri, în probleme și va fi cu noi și alături de El vom avea izbândă. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să cântăm împreună cu worship team un cântec pe care îl știm, dar aș vrea să-l cântăm din toată inima noastră și să ne gândim, să medităm la cuvintele acestui cântec și mai mult să medităm la Domnul Iisus Hristos, Cel care este alături de noi și vrea să ne dea speranță. Să rămân doar în Iisus. Vreau să rămân doar în Iisus. Când valul și încercări lovesc, prin moartea sa vreau să-L vin. Prin harul său, prin harul său să cânt. Bucurie, am în încercare, pacea, întreg prin mari furtuni. Am credință,
sunt în mâna Lui. Am speranță că sunt în mâna Lui. Și haideți acum la încheierea acestei zile să mergem înaintea Lui și să-I mulțumim că ne-a purtat în mâna Lui în anul acesta 2013 și nu numai în anul acesta până acum. Haideți să mergem și să-L rugăm ca pe mai departe să ne ia El în brațele Lui, să ne lăsăm pe brațele Lui. Să-I mulțumim că a fost credincios, poate când noi n-am fost credincioși, că ne-a ridicat și a fost alături de noi în cele mai grele momente ale vieții noastre. Să-I mulțumim că El a fost întotdeauna turnul nostru de scăpare. Ne unim cu toții vocile și îi mulțumim Domnului și ne rugăm Domnului. Doamne, stăm înaintea Ta.